Despre această unitate de învățământ putem spune că este atestată în 1812, școala cea din tâiu din gura homorului de băieți, cu numele de Trivialșule, școală mixtă care funcționa în curtea actualei școli numărul 1 din gura humorului, fiind frecventată de 11 copii, din care 8 germani și 3 evrei. În 1824, din totalul de 55 de elevi, avea 33 de elevi germani, 20 polonezi și un român și un ungur. Școala era construită din lemn, cu înfățișarea claselor țărănești fiind ridicată în imediata vecinătate a Bisericii Catolice. Circumscripția școlară cuprindea localitățile Mănăstirea Humorului, Capul Codrului, Capul Câmpului, Voroneț, Bucșoaia, Frasin. Școala gimnazială numărul 1 a luat ființă la 31 octombrie 1885 ca școală de fete, devenind școală cu limba de predare în limba română în 1905. Prima clădire a școlii avea un număr de 5 clase, cărora li s-au adăugat 4 săli de clasă în 1902, prin construcția unui nou corp de clădire. Cei care vor fi curioși vor afla amănunte despre istoricul unității de învățământ, vizitând miercuri 2 martie școala gimnazială numărul 1 din gura humorului, unde sunt așteptați cu ușile deschise și cu mult drag de dascălii școlii. Organizatorii evenimentului Ziua Porților Deschise au pregătit și surprize pentru preșcolari, iar noi vom dezvălui una dintre ele, un mini-spectacol din repertoriul Găștii Zurli. Să-mi crestez în grindă, jos din cui acum oglindă. M-am mai dus în sat cu dorul, azi e singur puișorul și-am închis ușa la tindă cu zăvorul. Și-am închis ușa la tindă cu zăvorul. Iată-mă-s tot eu ce-am.